Bă, dacă am învățat ceva, e că mitosis e un joc excelent, excelent, deci nu excepțional cum voiam zic, excelent de bun de jucat la sfârșitul weekendului. Deci nu știu, trebuie, faceți și faceți, shut the fuck up telefon, faceți ce faceți, dar trebuie să jucați și voi mitosis, cel puțin duminica, așa mai pe seară cum joc eu tot timpul, pentru că, hei, nu mai e bun ca să omori, să mănânci din astea, celule din astea, ca un ultimul retardat. Hai, mă, fac! Mamă, ce m-a făcut tipul ăla acolo, îmi bag picioarele. Da, și pentru că n-am mai jucat de mult timp, pentru că, hei, Steam a fost invadat de ăștia de la Lizard Squad din nou, nu mai este atât de bun, nu mai sunt obișnuit cu toate chestiile astea, adică să duc mouse-ul, să iau, să duc din dreapta în stânga, să mă tot complic așa, pur și simplu. Mai degrabă ca la Hearthstone, așa, stai liniștit. Nu știu. Dacă voi spuneți că Hearthstone-ul e un joc, o panoramă de joc, fără ca măcar să îl jucați și fără ca măcar să știți care e faza în el și fără ca măcar să știți ce trebuie să faci în el sau despre ce e vorba în el, deci eu chiar nu știu ce să mai zic, deci pe bune. Nu puteți să ziceți că Hearthstone e un joc, o panoramă de joc din cauza că vă place atât de mult Minecraft-ul și nu vreți să vă jucați. Nu știu, vă recomand să vă jucați Hearthstone. Dacă nu vreți, nu vă jucați, dar vă rog, nu-l insultați. Bine, știu că nu prea au fost oameni care l-au insultat, dar totuși, frate, măcar nu-l insultați, vă rog. Dacă e să nu vă placă, măcar nu-l insultați, pentru că una e să nu-ți placă un lucru și alta e să fii hater. Știți? Gen, una e să dai dislike la un videoclip și alta e să dai și dislike și să-l și înjuri pe YouTuber în comentarii. E total ceva diferit. Dacă dai dislike, practic îi spui că nu, că nu-ți place munca pe care o face el. Deci, da, dar dacă îl înjuri deja, îi arăți faptul că îl urăști din tot sufletul tău și că nu știi ce ți-a făcut el. Hai, de cam. Îi urăsc pe oamenii de genul. Nu știu ce să zic. Oh, fuck, m-a mâncat tipul ăsta. Firai, mama, n-ai vis fi. Uite, un fan de al Max. Și eu sunt fan, dar nu îmi pun avatarul lui, că totuși nu m-am tâmpit. Da, mă rog. Bun. Bine, într-un fel n-am ce să cer. N-am ce să cer. Bun, hai să vedem. Haideți să strângem la acest videoclip 10-15 like-uri dacă e, pentru că am văzut că nu prea se mai strâng atât de multe like-uri la ultimele videoclipuri și aș vrea să se strângă like-uri. Deci dacă vă place, nu uitați să apăsați butonul de like și subscribe. Haideți să strângem la acest videoclip 15 like-uri. Bun. Mitosis, mi-a fost dor să mă joc niște Mitosis pentru că am vrut astăzi de două ori să intru în Mitosis să joc. Doar că pur și simplu nu merg să intru în joc din cauza că ăștia de la Lizard Squad au atacat iarăși Steam-ul. Ultima dată când l-au atacat parcă au fost pe 26 decembrie, dar na. Nu știu de ce îl tot atacă, pentru că na. Ei vor să fure jocuri sau ce vor să fure? Să ia bani sau ce naiba vor să facă ei cu Steam-ul? Nu știu, frate. De ce el tot atacă? Adică nici mie nu prea-mi plac prețurile de pe Steam, dar totuși, ce dracu, nu fac asta. Nu știu, frate, cel puțin pentru unele jocuri, astea, prețul e cam mare o leacă. Cel puțin dacă vrei să iei un fel de joc de asta cu Lego, gen Lego Ninjago, Lego Marvel sau ceva de genul, costă 30 de euro pe Steam. Cel puțin ultimul care a fost lansat, știu clar că o costat 30 de euro. Și nu prea cred că se merită, că e doar un joc de asta de Lego. Păi 30 de euro costă acum, mă rog, 30 de euro să coste GTA la următoarea reducere. Deci în pana mea nu se compară jocul ăla de Lego cu GTA-ul. Ce naiba, frate? Nu știu, momentan GTA-ul parcă costa 50 de euro, 40-50 de euro, ceva de genul. Dar sunt sigur că la următoare reducere, care o să fie probabil peste câteva luni,
O scoste cât costă jocul ăla nou de Lego. Deci, pana mea, frate, nu se merită. Deci, chiar nu se merită. Și ăsta, jocul ăsta, Sims 3, dacă vrei, Silei, în momentul de față, cred că costă ceva gen vreo 300 de euro. Habar n-am, dar ceva de genul, oricum. Sunt sigur că costă și n-am ce să zic. Nu știu ce să zic. Dacă se merită. Gen, 300 de euro, frate? Dă-o dracu de treabă, 300 de euro. Eu m-am apucat de Sims și vă zic exact cât am jucat. Vreți să știți cât am jucat? 12 ore. Pe bune, 12 ore am jucat. Sims 3. Bine, nu l-am cumpărat, dar m-am jucat abia 12 ore Sims 3. Deci, ce pana mea, frate, 12 ore. Dacă te joci un joc 12 ore, păi înseamnă că nu merită chiar deloc 300 de euro, pana mea. Wow, hai mă frate, pe bune că vă fidați aia, mai dă vă îngătul mai vostru. Doamne, eu răs, eu răs pe oamenii de genul, deci, na. Și fix oamenii de genul se află în mitosis, ca să-mi distrugă mie jocul de fiecare dată. Ba, picioarele, frate, n-aveți voi decât să faceți ce vreți. Nu, n-are rost, nu. Sincer, n-are rost nici să... Mă rog. Oricum, Mitosis rămâne un joc fun to play, doar că oamenii din Mitosis, frate, unii sunt atât de țigani, deci pe bune. Și se vede că e joc de asta unde joacă cei mai mulți români, pentru că, frate, dacă vă uitați în chat, bine, nu în momentul ăsta, dar uitați-vă și la celelalte episoade ale mele de Mitosis și o să vedeți că în chat sunt numai români, frate, pe bune. Deci pe bune, numai români care își pun nume de astea de YouTuberi mari ca să primească ei o grămadă de... ca fraierii ăi la alții care chiar îi cred să le dea o grămadă de mâncare lor în joc, să le dea masă, știi? Ba piciorul. Există și de ăștia bulangii care îi copiază pe YouTuber și ăștia fraieri care chiar îi cred pe aia care îi copiază pe YouTuber. Deci, pana mea, frate. Nu știu ce să mai cred în momentul de față. Mă rog. Și când vine vorba de promovări, păi vreau să vă zic un lucru. Voi, cei care o să vă fac promovări, vă rog, nu vă mai supărați dacă e... Cel puțin prima promovare pe care am făcut-o, i-am făcut-o unui tip care s-a supărat pe mine că... Ci că de ce nu i-am adus atât de mulți abonați, mă rog, prima promovare, nu ultima, prima. A lui Digi Sport, parcă era, da. Și s-a supărat pe mine că ci că nu am adus destui abonați. Bă, frate, și nu doar pentru eu vorbesc acum, pentru voi toți. Nu vă mai supărați dacă e să vă fac eu promovare și să nu se aboneze atât de multă lume la voi cum ați crezut voi inițial că o să se aboneze. Pentru că nu eu le fac, la urma urmei nu eu le fac programul abonaților mei. Fiecare se abonează la voi doar dacă vrea. Putea să-ți facă și Irafael promovare, dacă nu voiau abonații lui să se aboneze la tine, nu se abonau. Deci, pana mea, frate. Și în plus, unii oameni nici măcar nu se uită, nici măcar nu dau pe linkul din descriere ca să treacă la canalul promovat. Adică, nici măcar atâta nu fac, gen, nu știu, frate. Nu știu dacă o să mai fac promovări din cauza asta. Bine, s-ar putea, hai zicem că o să fac un fel de săptămână de aur, ceva de genul, care o să vă zic că fac promovări. Bine, nu o să le fac pe gratis, că nu sunt fraier, dar o să fac promovări. Ultima săptămână, practic, de promovări, nu știu ce să zic. Nu mai fac ingat porcul ăla, e bulangiu, frate. Bun. De asemenea, am o grămadă de skin-uri pe Mitosis, doar că asta e skin-ul pe care îl folosesc eu cel mai des, nu știu. Mie îmi place skin-ul ăsta, pentru că practic e avatarul meu de pe canalul meu. Dar că ceea ce nu-mi place mie la Mitosis e că atunci când îți faci un skin gen, să-ți pui o față a unui om, gen din Assassin's Creed ăla, Assassin's Creed Unity dacă e, sau 3, așa, nu se vede fața tipului ăla din cauza scrisului ăsta, din cauza numelui tău. Uitați-vă și voi, scrie la Sirotron extrem de mare, cu litere mari. Vedeți? Deci cred că e Arial mărimea, nu știu, 20? Nu știu. Ceva de genul, dacă e să mergem în Word. Dar nu știu, frate, cel puțin e cam ciudat că ne scrie numele atât de mare încât nu poți vezi skin-ul din cauza scrisului astea. Pana mea, mi se pare cam exagerat, nu știu.
Puteau să pună și ăștia mai jos, nu neapărat în mijlocul skin-ului, frate, că nu știu, am văzut și skin-uri care știu despre ce era vorba, că le-am mai văzut, cel puțin unele din care era și unele din ăsta, din Just Cause 3, doar că nu prea se vedea fața tipului, gen tipul ăla care te joci în Just Cause 3 din cauza scrisului ăsta și era ceva gen cel mai dedicat skin pe care l-am văzut. Pentru că practic dacă nu îi se vedea fața degeaba. Practic skinul ăla era făcut într-un fel ca să se vadă fața tipului, deci pana mea, frate. Alții care se fidează, deci pur și simplu vine să mor atunci când îi văd pe ăștia că se fidează. Băi, deci eu bat picioarele, frate, nu e de nou life-uri. Vedeți-vă voi de treaba asta și nu mai veniți aici. Știi ce? Cred că închid eu jocul la un moment dat. O să închid eu jocul la un moment dat din cauza că o să dau un rage quit și atunci să mă vedeți voi pe mine. A mea și piciorul că toată lumea sfidează în jocul ăsta, frate. Am mai dă bani că vă fidați voi atât de mult. Și ca să nu știți ce vreau asta să facă, e să mă prindă undeva pe la marginea mapei. Ca să nu știați ce vrea el să facă. Dar mă rog acum. Da, și ăla roșu fidează, dar te-am iată. Băi, frate, câți țigani se pot afla în jocul ăsta? Pana mea, frate. Bine, sunt și oameni cu bun simț care, logică, sunt din alte țări, nu din România, dar mă rog. Bă, cât film ai? 11 minute, hai că am trecut deja de... Timpul ăsta o să mă mănânce, ba, picioarele... nu știu cum căcat s-a deplasat atât de repede. Să moară ce am pe caz dacă îmi dau seama cum dracu s-a deplasat atât de repede, dar mă rog. Hai că trebuie să... Văd eu cum fac, trebuie să am timp să și pun videoclipul ăsta pe YouTube, totuși. Și dacă e să mai ascult o leacă pe Eminem, pentru că Eminem îi baza, frate. Deci Eminem e cel mai tare când vine vorba de rap. Și Beauty Mafia, desigur. De asemenea, la vreo 200 de abonați, am de gând, îl fac. Am de gând la vreo 200 de abonați să fac un fel de livestream. Ceva de genul, bine, o să fac și un Q&A, dar mă gândesc la un live stream ceva gen de vreo 24 de ore și hai să-l mâncăm pe ăsta micu. Mamă, cum a fost chestia asta și pe ăla pentru XP mai mult. Și hai să-l mâncăm și pe ăsta. Tot pentru XP. Și mă rog, am de gând să fac un fel de live stream de vreo 24 de ore. Cine vrea să fac un live stream la 200 de abonați sau nu știu, nu știu dacă neapărat la 200, dar cine vrea să fac la un moment dat un live stream 24 de ore, să scrie în comentarii 2 ori 5. Și aia care ori scrie 2 ori 5 în comentarii, practic au ajuns până la minutul ăsta, deci practic se pot numi abonați activi. Deci aia, aia 5 pe care apasă și butonul de like la videoclipurile mele. Nu știu, frate, vreau să văd mai multă susținere din partea voastră. Pentru că pur și simplu văd că nu strângem atât de multe like-uri și acum tipul ăsta se pregătește să facă... Aia. Să dea în virusul ăla ca să mă spargă pe mine. Exact ce credeam. Dar nici nu credeam că nu face asta. A, piciorul. Mă rog, cam asta a fost și pentru acest episod din Mitosis Random. Dacă vă place jocul și mai vreți să continuăm cu episoade, nu uitați să apăsați butonul de like și subscribe. Haideți să strângem și noi 15 like-uri la acest videoclip. Și nu uitați, cei care vor live stream, să scrie 2 ori 5. Salut!